Lăudat să fie Domnul! Frați și surori, sunt foști colegi, prieteni sau vecini de-ai noștri care astăzi sunt în țărâna Pământului. Dumnezeu nouă ne-a dat viață și indiferent de vârsta pe care o avem, Domnul a fost bun cu noi, ne-a împlinit nevoile și ne-a binecuvântat. Această atitudine a lui Dumnezeu ne obligă pe noi, făcându-ne responsabili de un anumit comportament, valori, priorități și alegeri, care să fie responsabile, făcute în mod intenționat și motivate de dragostea lui Dumnezeu. Noi nu suntem niște victime ale ispitelor, ale tentațiilor și ale propriilor noastre automatisme comportamentale, ci suntem niște oameni conduși de Duhul lui Dumnezeu și de Evanghelia lui Dumnezeu. Noi hotărâm ce facem cu viața noastră, noi hotărâm ce alegem în fiecare zi. De aceea, în dimineața aceasta, să ne bucurăm și să fim cu inima deschisă la vocea Domnului care va răsuna din nou a câta oară pentru noi. Înainte să citesc din carte, o să citesc din Vechiul Testament, Cartea Numeri, capitolul 15, vă cer îngăduința să ne exprimăm bucuria pentru revenirea acasă a fratelui Alin Mihăiescu, mulțumim Domnului că te-a păzit, frate Alin, el a călătorit în România. Ai fost singur sau cu Delia? Singur, Domnul să te binecuvinteze. S-a întors cu bine, ne-a adus salutări din mai multe locuri pe care le-a vizitat. De asemenea, vreau să spun și faptul că duminica viitoare, când se va încheia serviciul divin de dimineață, o să avem o întâlnire de organizare cu învățătorii începători. Biserica, atunci când crește, crește nevoia de a fi slujită, crește nevoia de mai mulți ușieri, mai mulți predicatori, mai mulți cântăreți, mai mulți învățători la școala duminicală și dacă nu te superi dumneata, ești unul dintre oamenii care trebuie să vii undeva să faci o slujbă. Mă rog lui Dumnezeu să-ți vorbească în perioada aceasta și alături de toți cei care fac o slujbă în casa Domnului să fii și dumneata. Aș vrea să citim acum din cuvânt, repet, Cartea Numeri, capitolul 15, versetele de la 22 la 31. În cinstea Domnului vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Dacă păcătuiți fără voie și nu păziți toate poruncile pe care le-a făcut cunoscut lui Moise Domnul, tot ce va porunci Domnul prin Moise, din ziua când a dat Domnul porunci și mai târziu din neam în neam, dacă păcatul a fost făcut fără voie și fără să știe adunarea, toată adunarea să aducă un vițel ca ardere de tot de un miros plăcut Domnului, împreună cu darul său de mâncare și cu jertfa sa de băutură, după rânduielile așezate, să mai aducă și un țap ca jertfă de ispășire. Preotul să facă ispășire pentru toată adunarea copiilor lui Israel și li se va ierta, căci au păcătuit fără voie și și-au adus darul lor o jertfă mistuită de foc în cinstea Domnului și o jertfă de ispășire înaintea Domnului, pentru păcatul pe care l-au săvârșit fără voie. Se va ierta întregii adunări a copiilor lui Israel și străinul care locuiește în mijlocul vostru, căci tot poporul a păcătuit fără voie. Dacă unul singur a păcătuit fără voie, să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat. Preotul să facă ispășire pentru cel ce a păcătuit fără voie înaintea Domnului, când se va face ispășire pentru el, îi se va ierta. Atât pentru băștinașul dintre copiii lui Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, să fie aceeași lege, când va păcătui fără voie. Dar dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul. Acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, căci a nesocotit cuvântul Domnului și a încălcat porunca lui. Va fi nimicit și își va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui. Amin. Mulțumesc, vă rog frumos să vă reocupați locurile. Frați și surori, fiecare bărbat care ajunge la acest microfon și se adresează adunării din cuvântul lui Dumnezeu are un anumit interes, are o anumită motivație. În general, predicatorii locali
Atunci când vin la microfon și se adresează adunării, ei sunt implicați în procesul de creștere al adunării odată cu adunarea. Atunci când vine un musafir, el spune un cuvânt care entuziasmează. S-ar putea să se potrivească foarte bine pentru anumite persoane. Dar oamenii care trăiesc în casă, cunosc oamenii din casă. Și așa cum la școală există o progresie a învățării, tot la fel în adunarea lui Dumnezeu, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere rațional, din punct de vedere al judecății sănătoase, noi trebuie să fim angajați, implicați într-o creștere progresivă și într-o cunoaștere progresivă a Evangheliei lui Dumnezeu, fugind de tendința de a rămâne mereu și mereu la aceleași lucruri de la început, care, deși necesare, sunt depășite. Astăzi aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră, în contextul cinei Domnului, în contextul nevoii de iertare, acest aspect din cuvântul Domnului și din viața noastră, și să vă rog să vă gândiți la aceste lucruri dincolo de predică, în conștiința dumneavoastră, după cum veți fi călăuziți de Duhul și ajutați de cunoașterea Scripturilor. Citind în Biblie, observăm că în Vechiul Testament și în Noul Testament se vorbește mult despre diferența dintre păcatul făcut intenționat, cu voia, și păcatul neintenționat, făcut din neatenție, din grabă, din nebăgare de seamă. Dacă Biblia vorbește așa de mult despre aceste păcate, făcând diferență între ele, aș vrea astăzi să împărtășesc cu dumneavoastră gândurile acestea. La modul general, păcatul este păcat și el nu este mic sau mare, pentru că el îl ofensează pe Dumnezeu, manifestând neascultarea noastră față de el. Atunci însă când intrăm în amănunt, și păcatele sunt de mai multe feluri, chiar dacă la modul general orice păcat este păcat. Pavel, spre exemplu, în 1 Corinteni, în Galateni, iertați-mă, capitolul 6, versetul 1, spune: fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții, dacă un om ar cădea deodată într-o greșeală. Acesta este un exemplu de păcat cu voia sau fără voia? Evident, fără voie, deodată într-o greșeală, din neatenție, din grabă. Însă, în Cartea Evrei, cuvântul scrie să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Ascultați în ce context spune să veghem unii asupra altora, să ne uităm unii după alții. Versetul următor spune să nu părăsim adunarea, să ne uităm unii după alții, să observăm când cineva păzește adunarea, când cineva părăsește adunarea și să îi vorbim acestui om, să-l îndemnăm, să-i explicăm că ceea ce face nu face bine. Aceasta este o sarcină nu doar a păstorilor. Biblia spune să veghem unii asupra altora, să nu părăsim adunarea. Nu poate un om să poarte de grijă la 1000 de oameni, indiferent cum îl cheamă. Și Biblia spune căci dacă păcătuim cu voia, versetul 26, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința, nu poți păcătui cu voia atâta timp cât nu ești conștient că ceea ce faci este păcat. Dar când ai cunoștința că lucrul acela e păcat și intenționat îl faci, deliberat îl faci, premeditat îl faci, atunci cuvântul spune, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Atunci când un om păcătuiește cu voia, intenționat, fără frică, fără respect față de Dumnezeu, asta e socotită răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Că ce poate fi altceva? Cine a încălcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare sângele legământului cu care a fost sfințit? Noi spunem că nu cu aur și argint am fost curățiți de păcatele noastre și cu sângele Domnului, dar există posibilitatea ca acest sânge al Domnului pe care Tatăl l-a folosit ca să ne ierte pe noi
să fie călcat în picioare de noi printr-o atitudine de păcat premeditat. Revenind la textul din Numeri, considerând textul din Galateni și din Evrei, în mod deosebit ceea ce Pavel spune, dacă cineva a căzut deodată într-o greșeală, observăm că Pavel scrie această epistolă credincioșilor din Galatia, explicându-le diferența dintre păcatele făcute cu voia și păcatele făcute din neatenție. Păcatul premeditat cu voia e un păcat pe care omul gândește. Este un păcat pe care omul organizează. Este făcut intenționat, în cunoștință de cauză. Este făcut din răutate, pentru că el veghează o vreme la păcatul acela. Nu mi-a venit un gând și până să mă gândesc l-am rostit. E făcut într-o perioadă de timp în care Domnul a cercetat să nu-l facă, dar s-a împotrivit, s-a răzvrătit. Este făcut într-un context al inimii în care nu există frică de Dumnezeu. Chiar dacă omul e credincios și vine la biserică, are perioade când nu se mai teme de Dumnezeu. Și-a viața sau problemele, circumstanțele vieții în propriile mâini și încearcă singur să-și facă dreptate în relația, în raportul său cu oamenii. Oamenii din familie, oamenii din biserică, oamenii din societate, oamenii de la serviciu, oamenii de la școală. El știe că nu face bine, dar prea mare este frustrarea, prea mare este durerea lui și pe un fond de neveghere, omul acesta își permite să se implice într-un program de organizare de răzbunare. Păcatul accidental, dimpotrivă, este un păcat făcut în grabă, este un păcat făcut din neatenție. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ezechiel, capitolul 45, versetul 20, următoarele cuvinte. Tot așa vei face și în ziua din tâi a lunii a șaptea, în ziua întâi a lunii, pentru cei din popor care au păcătuit fără voie, din nechipzuință. Păcatele fără voie sunt păcate nechipzuite, nu sunt cugetate, nu sunt organizate, nu sunt puse la cale. Nu a stat o săptămână și a clocit în inima lui, iertați-mi expresia, se referă la găina care clocește un ou, nu-l clocește o zi, îl clocește multă vreme, ăsta e termenul clocește, stă mult pe gândul ăla și deși se gândește mult la el, îi vine și gândul de la Domnul, îi vine și gândul de la diavolul sau din fire, el refuză cercetarea Domnului și rămâne pe drumul greșit. Ăsta este un păcat făcut cu voia, nu din nechipzuință, ci dimpotrivă dintr-o chipzuință greșită. Chipzuință înseamnă discernământ, adică te gândești, judeci, îți dai seama că e greșit, dar nu vrei să-ți părăsește ambiția și încăpățânarea. Asta spune Evanghelia lui Dumnezeu. În viața spirituală există situații în care omul credincios păcătuiește nepremeditat, neorganizat, adică fără voie. Din cauza neatenției și din cauza nevegherii, din cauza grabei. Și am citit Galateni capitolul 6, versetul 1. Dacă cineva a căzut deodată într-o greșeală. Biblia nici nu-l numește păcat aici, măcar că el este un păcat, dar prin cuvântul greșeală Biblia surprinde păcatul fără voie. Nu că omul nu e responsabil, ba da, e responsabil, dar responsabilitatea lui e diferită înaintea lui Dumnezeu. Înaintea oamenilor nu face deloc diferența asta. Cu totul altceva este atunci când omul păcătuiește în mod intenționat, premeditat și își manifestă ori pofta pe care nu vrea, nu-și propune să o stăpânească și nici nu cere ajutorul la cineva că el nu se face de rușine, mai bine trăiește în păcat o viață întreagă și manifestând lipsă de respect față de Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc un cuvânt din Biblie care surprinde organizarea pe timp îndelungat a unui păcat. Și o să citesc din Geneza 39 contextul în care o femeie măritată, zile în șir, o perioadă lungă de timp, și-a propus să păcătuiască. Textul e bine cunoscut, dar are în contextul predicii mele o învățătură și o semnificație deosebit de importantă. Citesc Geneza 39, 7-10.
După câteva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului, adică soția lui Potifar, a pus ochii pe Iosif. Totul a început când s-a uitat prima oară la el și a remarcat că e interesant. Atunci a început totul. Și pentru că n-a făcut ce trebuia cu această percepție pe care a luat-o prin văz, și în loc să alunge gândul și să se împotrivească la a se mai gândi la asta, dulceața acestui gând a pus-o la inimă și a început să crească, dacă îmi permite expresia, să dospească, să se umfle, să se mărească. Și cuvântul spune, a pus ochii pe el și i-a zis, culcă-te cu mine. El a zis, vezi că stăpânul nu-mi cere socoteală de nimic, mi-a dat pe mână tot ce are, el e mai mare decât mine, dar nu mi-a oprit nimic afară de tine, că tu ești soția lui. Cum aș putea să fac un rău așa de mare să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Ascultați-mă, acum cuvântul care spune, măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif. N-a fost doar o zi în care a fost neatentă, n-a fost doar o zi în care pur și simplu sentimentele au luat-o înaintea rațiunii. N-a fost un accident, n-a fost deodată, ci în fiecare zi, în toate zilele, zice Biblia. Ce înseamnă toate zilele? Toate zilele înseamnă de când a venit Iosif în casa lor până în ziua respectivă. Cât timp? Nu știu. Dar lung, că el și-a câștigat o reputație. O reputație nu ți-o faci în două zile în mijlocul unor oameni, ci în luni, dacă nu ani. Biblia ne spune că în toate zilele ea a avut o problemă, o obsesie. Și în toate zilele a organizat un plan. Organizarea e cuvântul numărul unu în păcatul făcut cu voia. Organizarea e numărul unu. Și omul are control asupra organizării. Când e făcut fără voie, omului îi scapă, deși e neatent și e fără voie. Dar când e vorba de un păcat intenționat, aceasta demonstrează o răutate ieșită din comun, pentru că după ce s-a întâmplat odată nu se oprește. În loc să mărturisească și să părăsească, e așa de dulce încât rămâne repetând și repetarea creează dependență. Iar această dependență se numește obicei, se numește reflex. Un termen tehnic este automatism comportamental. E automat, ca și la mașină. Nu mai învârți de manivelă, apeși un buton și în spatele butonului există un motoraș care pune în funcție, nu mai fac mușchi, face motorul electric. E un automatism care ridică geamul sau îl coboară. Așa se întâmplă în viața noastră cu obiceiurile noastre. Ele, dacă le repetăm, bune sau rele, pot deveni automatisme. Și automatismul nu mai trece prin voință. Automatismul ocolește voința. Asta este marele risc al obiceiurilor păcătoase, pentru că le facem reflex. Nu le mai facem intenționat, ci pur și simplu ele ocolesc zona de discernământ și din valoarea de sine care e în subconștient pleacă decizia să facă și pur și simplu te trezești că spui și nici nu-ți dai seama. E ca atunci când semnalizezi la mașină, pui semnalizarea de stânga sau de dreapta. Nu te gândești să o pui, dacă știi că te duci la stânga, intenționat, cu degetele ai apăsat butonul de semnalizare. La fel se întâmplă când nu veghezi și repeți un păcat până la nivelul la care devine automat. Și după aceea o scuză copilărească, ce să-i faci, așa sunt eu. Păcatul premeditat este diferit de păcatul accidental prin faptul că este organizat. Și organizarea se face într-un timp de zile, săptămâni sau luni în care omul are de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, de la Cuvântul lui Dumnezeu, cercetarea. Îi se spune prin predică, prin sfaturi, îi se spune prin părtășile care le are cu prietenii, cu cunoscuții, îi se spune prin propria lui conștiință că ceea ce face nu-i bine, dar se încăpățânează și rămâne în zona de organizare a răzbunării sau a păcatului și acela se numește păcat intenționat, premeditat, organizat, păcat cu voia. Înaintea lui Dumnezeu e diferit. De ce? Pentru că n-a fost o secundă de neatenție și o lună de neatenție. Asta nu mai e neatenție. Neatenția organizată are pentru Dumnezeu o altă însemnătate. Asta se numește indiferență față de Dumnezeu. Îți spune pastorul odată, îți spune mama odată, îți atrage altul atenția odată și spune, nu-i bine că faci asta, dar nu te interesează. Nu-i bine că vii târziu la biserică, dar nu te interesează. Tot la ora aia vii, pentru că așa te-ai obișnuit. Nu-i bine că vorbești urât și nu-ți asculți părinții, dar nu are nicio importanță. Sentimentele te conduc, nu rațiunea. Și așa orice formă de păcat devine un păcat făcut cu voia, intenționat.
Păcatele acestea pentru Dumnezeu sunt diferite. Pentru că nu e o scăpare, nu e o alunecare instantanee, accidentală, momentană, ci este o răutate și o împotrivire pe care omul și-o permite împotriva voiei lui Dumnezeu, pe care, deși o cunoaște, el spune: ce să-i faci, așa sunt eu. Adică așa sunt eu, nepocăit sau necredincios, sau un călcător al Evangheliei lui Dumnezeu. Trebuie să acceptăm, frați și surori, că noi ne pocăim inițial odată, la momentul în care ne convertim. Urmează nașterea din nou, dar după aceea urmează creșterea. Omul se naște odată, într-o clipă, dar crește o viață. Tot la fel în credință, omul se naște din nou odată, se convertește odată, este iertat de Dumnezeu și numele lui e șters din carte și este scris în cartea vieții odată, dar după aceea toată viața el mai... Toată viața, că scamezi peste tot. Și dacă nu te cureți până la urmă, ajungi plin de scame, plin de fulgi. Nu-i suficient că odată ți-ai spălat haina, tot timpul trebuie să-i faci așa. Asta se numește o corectare zilnică. Vezi că ți-o ia înainte gura, ți-o ia înainte mâna, ți-o ia înainte emoția. Nu te poți lăsa dus așa, ai făcut o vârstă înaintată, dar cu caracterul, cu maturitatea, ai rămas în urmă. Păcatele cu voia sunt făcute de oameni de genul acesta care nu-i interesează. S-au botezat și de restul nu-i interesează. Așa sunt ei de 50 de ani și n-au mai făcut nicio schimbare. Nu vor lor să nu le spună nimeni ce să facă, nici măcar Dumnezeu. Gândiți-vă la aceste lucruri în măsura în care sunteți mai aproape sau mai departe de zona acestui subiect. Vorbind despre lucrurile astea, aș vrea să vă spun că timpul în care păcatul este organizat, anturajul în care păcatul se organizează, oamenii și influența lor care sunt implicați în timpul în care păcatul se organizează, conștiința care este refuzată, respinsă și în final frântă, că nu e ascultată, conștiința este Duhul lui Dumnezeu în noi. Și multe alte aspecte fac păcatul premeditat, organizat, un păcat deosebit. Păcatul cu voia e diferit de cel fără voie. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, aș vrea să examinăm pe unul care a păcătuit cu voia, acest păcat a fost organizat într-o perioadă mai lungă de timp, a avut posibilitatea să renunțe, a fost avertizat inclusiv de Domnul Iisus și pur și simplu nu i-a păsat de nimeni și de nimic. A mers înainte fiind foarte hotărât să-și împlinească misiunea și din nefericire și-a împlinit-o. Numele lui este Iuda. Iuda și-a organizat viața să trăiască împotriva lui Dumnezeu, mai ales în ultima parte a vieții. Și în mod intenționat, premeditat, deliberat, acest bărbat, care a avut onoarea să fie unul dintre cei 12, în toată istoria umanității de miliarde de oameni, sunt doar 12, aceștia au fost selectați. Și totuși unul dintre ei a ales să trăiască în păcat. Pentru că aceasta e o altă afirmație, un sinonim al păcatului cu voia, dintr-un anumit punct de vedere. Și aș vrea să observăm, să lucrăm un pic pe cazul acesta și să observăm detaliile organizării păcatului, adică păcatului cu voia. Și prima organizare este organizarea trădării Domnului Iisus. Păcatul premeditat este diferit de cel accidental și din cauza timpului lung pe care îl are la dispoziție, gândindu-se cum să organizeze păcatul. O să citesc din Luca 22. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc, cum să omoare pe Iisus. Dar se temeau de norod. Satana a intrat în Iuda, zis Iscarioteanu, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpeteniile străjerilor templului, cum să-l dea pe Iisus în mâinile lor. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au promis bani.
După ce le-a făgăduit că li-l va da în mâini, Iuda acum căuta un prilej nimerit să-l vândă. Acum căuta o ocazie potrivită. Se uita după o ocazie potrivită. Dar de ce se uita după o ocazie potrivită? Ce însemna pentru el ocazie potrivită? Însemna o ocazie în care oamenii să nu știe, să nu vadă și să nu afle, zice Biblia, dar fără știrea norodului. Întotdeauna păcatul de genul ăsta e organizat în absența norodului. Se face într-o inimă, se face într-un grup, se face undeva într-o casă cu perdelele la geam, pentru că norodul nu trebuie să știe. În fața norodului, Biblia la subțioară. Dar în spate există această înțelegere murdară care se face într-un timp îndelungat. Organizarea trădării nu se face într-o clipă. Observați câteva lucruri. Preoții și cărturarii nu se temeau de Dumnezeu, dar se temeau de norod. Lor le-a fost teamă să nu-i vadă oamenii, dar ei nu s-au gândit că Dumnezeu în timpul ăla îi vede. De Dumnezeu n-au avut nicio problemă. Față de Dumnezeu nu s-au simțit mustrați, dar s-au simțit mustrați față de oameni. Să nu cumva să afle oamenii. Aceasta este o politică murdară. Ce ne permitem să facem față de Dumnezeu, ar trebui să avem puterea să facem și față de oameni. Apoi, pentru că Iuda a făcut parte din anturajul lor, inima lui s-a deschis la planurile lor rele și Satana, pe fondul acestei deschideri de inimă spre lucruri păcătoase, a intrat în inima lui. Ori de câte ori un om își permite să trăiască în păcat, să facă un păcat fără voie într-un timp lung, în timpul ăsta lung în care el organizează păcatul, poarta inimii lui este deschisă și diavolul îl poate ataca și poate intra în inima lui. Biblia spune, diavolul a intrat în el. De ce a intrat în el? Că era ucenic. Cum? Diavolul poate să intre în noi? Nu, zicem noi. Dar care e diferența între noi și Iuda? Suntem noi mai buni decât Iuda? Diferența e următoarea, în momentul în care, pentru o perioadă lungă de timp, un om nu e în stare să-și rezolve problemele care apar accidental și se concentrează asupra lor într-o manieră păcătoasă, fugind de Domnul care îi spune nu face asta, în timpul acela inima acestui om e vulnerabilă față de diavolul care poate intra în ea. Aceasta este riscul pe care ne-l asumăm. Apoi, când conștiința lui a pierdut lupta cu ispita, Iuda a mers la preoți și la cărturari să organizeze trădarea. Nu pastorul trebuie să-mi poarte mie de grijă, ci propria conștiință, dacă nu este întărită prin cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune. Duhul lui Dumnezeu nu conduce viața unui om, omul acela nu depinde decât de oameni, să nu-l vadă oamenii și tot ce face el, aolo, dar frații ce o să zică? Nu! Gândește-te ce o să zică Dumnezeu în primul rând și apoi ce o să zică frații. Sunt pastori care conduc biserica în funcție de acest principiu. Ce o să zică frații? Numai frații să nu știe, numai frații să nu-i afle. Scopul numărul unu e să îi îmbunăm pe frați și să ne prezentăm în fața fraților niște credincioși de elită, în timp ce nu ne pasă de Dumnezeu în conștiința noastră. Asta nu-i treabă, asta e religie. Asta este religie. Fiecare dintre noi avem momente în care suntem tentați să facem lucrurile bune doar pentru văzul public. Al doilea lucru pe care vreau să-l surprind este că după ce și-a organizat trădarea, și-a organizat echipa. De obicei, astfel de păcate se fac în echipă. Și priviți, vă rog, că echipa lui Iuda a organizat-o pentru realizarea trădării prin fiind formată, pe de o parte, din elita religioasă a vremii, care de fapt, din nefericire, erau cei mai vicleni oameni ai timpului lor. Ce ciudățenie! Unii dintre cei mai vicleni oameni ai vremii erau preoții, cărturarii și farisei. Adică spuma moralității și spiritualității națiunii din vremea Domnului Iisus Hristos era formată într-o măsură oarecare de cei mai vicleni oameni ai timpului. Ce șanse avea națiunea să meargă drept fiind condusă de niște ipocriți? De oameni care făceau totul
de văzul norodului. Pe norod îl peria, în fața oamenilor făceau plecăciuni mari, dar în conștiința lor erau murdari și impuri. Ce șanse are o națiune, un grup de oameni, când e condus de așa ceva sau de așa cineva? Este paradoxal faptul că tocmai ei erau interesați de protejarea imaginii publice. Oameni de genul acesta au întotdeauna nevoie de Iuda, pentru că ei nu-și permit public să spună nimic. Ei, în fața oamenilor, de frica oamenilor, ei sunt cei mai cuminți. Dar ei au nevoie de un Iuda, de unul care n-are pardon, n-are ce pierde. Ăsta se ridică și spune ce-i trece prin cap. El n-are rușine. E nevoie de cineva fără rușine care să-i exprime răutatea celor care de ochii oamenilor par sfinți. Și Iuda a fost omul potrivit. Ei nu-și permiteau în public să se facă de rușine, că erau preoți, dar au ales pe unul care și-a permis. Și Biblia ne spune că Iuda s-a dus să se înțeleagă cu ei și cu căpeteniile și să-l dea pe Iisus în mâinile lor. Iuda nu a fost prezent la rugăciunea Domnului din Ghețimani. Dacă ne uităm în text, veți constata că Domnul s-a rugat cu 11 ucenici, nu cu 12. În timpul acela în care Domnul era la rugăciune cu ucenicii, cu cei 11, Iuda era la preoții cei mai de seamă ca să realizeze echipa trădării. Fraților, niciodată nu este lăudabil că cineva lipsește de la rugăciune. Niciodată. Uneori este justificabil, dar lăudabil nu e niciodată. Pentru că toți oamenii de pe pământul acesta muncesc pentru bucata de pâine, toți oamenii au familii, toți oamenii au treabă, toți oamenii trebuie să se îngrijească, toți oamenii trebuie să facă mâncare. De ce unii vin la rugăciune și alții nu? Răspunsul este simplu. Nu e niciodată lăudabil să lipsești de la un moment de rugăciune, de la un moment de studiu biblic, de ăștia sunt credincioși speciali, ei au agenda lor, ei fac parte dintr-o biserică, dar nu sunt din biserică. Iuda a fost un astfel de om, a făcut parte din grup, dar nu era din grup. Adică era și nu era, el avea o calitate specială, deosebită, era dar nu era. Regulile echipei nu erau și pentru el. Observați, vă rog, că la momentul rugăciunii din Ghețiman el lipsește și se duce să se înțeleagă cu preoții. Pentru a-l vinde pe Domnul, avea nevoie de o echipă. Iar echipa care dorea să-L omoare pe Domnul Iisus avea nevoie de un om ca Iuda. Oamenii potriviți pentru Iuda au fost dușmanii Domnului Iisus. Acum vă pun o întrebare. Ce fel de caracter a avut Iuda când și-a făcut prieteni pe dușmanii Mântuitorului lui? E ca și cum un copil își face cel mai bun prieten pe cineva care vrea să-l omoare sau să-l bată pe taică-să. Dar e imposibil să faci asta. Tu trebuie să solidarizezi cu părinții tăi, nu cu dușmanii părinților tăi. Nu poți să faci parte dintr-o biserică și să o solidarizezi cu alta. Nu poți să faci parte dintr-un grup și să fii împotriva grupului. Iuda, observați că și-a făcut prieteni pe dușmanii Domnului Iisus. Iar Domnul Iisus era mentorul lui, el îi spunea învățătorule, dar în timp ce îi spunea învățătorule, a acceptat în lista de prieteni pe Facebook pe dușmanii Mântuitorului și învățătorului lui. Întreb eu, asta e treabă? Asta e caracter? Asta e omenie? Asta e integritate? Asta e pocăință? Evident nu. Asta e un păcat cu voia, care zi după zi tot acolo rămâne și nu se corectează și nu se schimbă. Frații mei, surorile mele, acesta este un aspect din viața noastră. Este un subiect important din existența noastră. Astăzi vom întinde mâna, dar noi ne știm viața. Noi ne cunoaștem faptele. Este simplu să nu ne împărtășim astăzi, dar asta nu ne schimbă pe noi, asta nu ne face pe noi sfinți, asta nu ne corectează caracterul, asta nu e o soluție, asta este un compromis. Soluția e pocăința, nu să nu te împărtășești, că dacă nu te împărtășești, după ce frații s-au împărtășit și pleci acasă, ești același om cu păcatul nemărturisit, cu caracterul pătat și dacă vine Domnul, nu mai poți să amâni ca pe cina Domnului din decembrie pe ianuarie. Frații mei, întotdeauna când se predică de la amvon, uneori se predică dulce și lin, ca o mamă, alteori se predică mai apăsat, ca un tată. Dar nici mama, nici tata nu vor răul copiilor. Amândoi părinții le vor binele și fiecare vorbește când într-un fel, când în altul
pentru ca să atragă atenția copiilor cu privire la riscul la care se expun. Viața e cel mai mare risc pe care oamenii și-l iau când se nasc. Privind la lucrurile astea, aș vrea să ajungem la punctul cu numărul 3, organizarea locului. Iuda ajunge la detalii. A organizat conceptul, vreau să îl trădesc, vreau să îi fac rău. Și a luat niște oameni pe lângă el ca să nu se mai simtă așa de vinovat, că dacă și alții fac ce face el, nu mai e așa de vinovat. Și acum a ajuns la detalii și caută un loc potrivit ca să creeze o ambuscadă, să creeze trădarea. Și în timpul cinei Domnului, Biblia ne spune că Iuda pleacă din părtășia ucenicilor și din părtășia Domnului. Citeți din Ioan 13:30. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară. Întreb eu, de ce a ieșit afară? Ucenicii rămân în adunare, rămân cu Domnul, el iese afară. De ce? Biblia, după punct, spune următoarele cuvinte, două cuvinte. Era noapte. Noaptea nu e un timp de ieșit afară, noaptea e un timp de stat în casă. Simbolul acestei afirmații este grăitoare, era noapte. Când îți permiți să rupi părtășia cu grupul, cu biserica, cu familia și faci o opinie separată, întotdeauna e noapte, ori la propriu, ori la figurat. Mergând mai departe, Scriptura menționează că Domnul rămâne cu ucenicii câteva ore după ce Iuda pleacă și îi învață. Iuda pierde asta, dar el n-avea nevoie, pentru că mintea lui totul era organizat, totul era setat. Că cineva îi mai spunea sau nu îi mai spunea, el oricum avea drumul lui și nimeni nu-l mai putea întoarce. Și probabil că se mai și lăuda, eu când îmi pun ceva în minte, eu sunt om serios, eu fac. Nu știu dacă sunt oameni serioși cei care își pun în minte să păcătuiască și nu se lasă convinși de nimeni să nu mai păcătuiască, nu știu. Ioan folosește 5 capitole ca să explice învățătura pe care Domnul a predat-o. Aș vrea să cronometați acasă și să începeți cu 13 și să terminați cu 17 și să vedeți cât timp vă ia. Și o să vă dați seama că Domnul a petrecut mult timp cu ucenicii după ce Iuda a plecat, însă el a vrut să plece că avea treabă. Iuda știa bine locul unde Domnul o să se roage. Știa bine locul unde o să fie când el vine să-l prindă. Pentru că de multe ori a mers acolo. Uitați ce spune Ioan în capitolul 18. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. Iuda vânzătorul știa și el locul acesta, pentru că Iisus de multe ori se adunase cu ucenicii lui. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei, au venit acolo cu felinare, cu arme, felinare și arme. În altă evanghelie spune cu făclii și ciomege. Ceea ce vreau să vă spun este că cel mai mare dușman pe care îl poți avea este cel mai bun prieten. Nimeni nu-ți poate face mai mult rău decât omul care îți știe secretele. Iuda, fiind din grupul restrâns al Domnului, știa secretele, știa unde o să fie Domnul. De aceea el a putut să-l vândă. Nu-l putea vinde cineva care nu era din anturajul Domnului și n-ar fi știut unde Domnul o să fie la ora aia. Un proverb din limba română, înțelept, spune, ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani. Am eu grijă să mă feresc, că știu că dușmanii îmi vor răul, dar nu știam că și prietenii. Ei, așa s-a întâmplat în cazul Domnului Iisus. Oamenii care știu multe secrete despre cineva, dacă vor, îi pot face mult rău. De aceea, nimeni nu poate nenoroci un bărbat mai bine decât soția lui și invers. Nimeni nu poate tăia aripile unui bărbat decât soția lui și invers. Pentru că acolo nu sunt secrete. Când îl lovește, îl lovește bine. Că știe totul despre el. Un străin nu-ți poate face mare rău, că poate nu știe nici cum te cheamă. Dar Iuda a știut totul despre Domnul Iisus, de aceea a fost un trădător bun. Două cuvinte care sunt incompatibile, le-am pus împreună. Al patrulea lucru și penultimul este organizarea semnului. Iuda a intrat în detalii și mai mărunte și faptul că a organizat toate aceste detalii presupune că s-a gândit un timp îndelungat. A fost un păcat făcut cu voia, nu din grabă, nu dintr-o dată, nu din neatenție.
Și astfel de păcate uneori ne cer permisiunea să se deruleze în viața noastră un timp în care suntem departe de Domnul. Ori de câte ori s-a gândit la asta, a avut posibilitatea să se pocăiască, să se îndrepte, să renunțe, să mărturisească, să spună: uitați ce am vrut să fac, dar el era prea demn să mărturisească. Fiind noapte și înconjurat de mulți oameni, nu era ușor ca să îl identifici pe Domnul Iisus. Imaginați-vă că era toiul nopții. Ucenicii erau cu Domnul Iisus. Biblia ne spune următoarele cuvinte: și iată că pe când vorbea el, a venit Iuda, unul dintre cei 12, și împreună cu el a venit o mulțime de oameni. Ce înseamnă o mulțime de oameni? Cel puțin vreo 20 de oameni, mă gândesc eu. O mulțime. O mulțime nu poate fi formată din 5. O mulțime erau câteva zeci. E, în acești 50-60 de oameni, probabil, în noaptea aia, în grădină, printre pomi, era greu să-l mai identifici pe Domnul. Care-i Domnul? Că în vremea aceea toți oamenii erau îmbrăcați cam la fel. De aceea era nevoie de un semn. Și nimeni nu-l cunoștea pe Domnul așa de bine decât ucenicii. Ceilalți au auzit despre el, dar n-au avut părtășie cu el. Probabil l-au văzut odată, dar mai de departe, în timp ce predica în templu. Dar de data aceasta era nevoie de cineva care să-l cunoască și după siluetă. Și Iuda s-a dus la el și l-a sărutat. Ăsta era semnul. Pe cine sărut, legați-l la mâini și duceți-l de aici. Ăla-i omul. Și Iuda a făcut treaba asta. S-a gândit și la lucrul ăsta. Întreb eu, în timp ce a făcut planurile astea cu preoții, nu l-a mustrat conștiința? Datorită la toate amintirile pe care le-a strâns 3 ani și jumătate cu Iisus? I-a văzut nopțile nedormite, petrecute în rugăciune. I-a văzut decizia să renunțe să mănânce ca să învețe pe oameni. I-a văzut bunătatea primind pe toți prăpădiții la el, pe toți nespălații. Și totuși asta n-a însemnat nimic pentru el. Ce fel de inimă a avut? Ce fel de om a fost ăsta? Cum și-a putut permite să neglijeze toate amintirile îngrămădite în memoria lui despre Domnul? Amintiri care n-au avut puterea să-l sensibilizeze și să-i spună că ce face este necinstit și e nedrept și că există o răsplată pentru totul, și bună sau rea, în funcție de fapte. Dacă a fost vorba de o neatenție, de un cuvânt, apoi spui iartă-mă, te rog, pur și simplu mi-a luat o gura pe dinainte. E de înțeles, dar când e vorba de un păcat făcut pe o perioadă așa de lungă de timp, fără milă, fără sensibilitate, fără frică de Dumnezeu, fără respect față de oameni, nu-i normal să scrie ce am citit din Numeri? Ba da, e normal. Nu-i drept? Ba da, e drept. Înțeleg că ai trecut odată pe roșu forțând galbenul și ai primit amendă, dar să încerci și mâine? Nu-ți pare rău că ai dat 100? Să încerci în fiecare zi? Dar ce fel de om ești? Ar trebui să fii bătut cu parul ca să te corectezi. Ultimul lucru, organizarea prețului. Orice trădare, orice trădător și orice trădat au un preț. Prețul pentru care a fost trădat Mântuitorul a fost de 30 de argenți. Asta era suma de bani de care aveai nevoie să mergi în târgul de sclavi și să cumperi un sclav. Și cu suma asta de bani Iuda a fost mulțumit, pentru că în inima lui Iisus n-avea o valoare mai mare decât un sclav. Și Dumnezeu se uită la toate aceste detalii. Înțeleg că ți-a scăpat o vorbă și m-ai jignit. Dar cum să înțelegi zile, săptămâni și luni să te gândești la un lucru rău și să nu-ți treacă prin minte? Particip la rugăciune la biserică, asculți predici, citești în Biblie, vorbești cu soția, cu soțul, copiii, părinții, treci prin tot felul de experiențe în viață și niciuna nu are puterea să te trezească. Este nedrept Dumnezeu dacă numește păcatul ăsta fără voie? Nu. Iuda se duce la ei și le spune așa: ce vreți să-mi dați ca să-l dau în mâinile voastre? Pe cine? Pe învățătorul meu. Iuda, dar câte nopți a pierdut cu tine?
De câte ori te-a mângâiat și te-a hrănit? Ți-a dat atenția lui 3 ani și jumătate, te-a făcut un ucenic. Iuda, de ce vrei să faci asta? Cu ce ți-a greșit? Nu-mi pune întrebări. Iuda, dar mai gândește-te, lasă-mă în pace, știu ce fac. Sunt om mare, sunt stăpân pe viața mea. Și Scriptura ne spune că ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit să-l vândă. Din clipa aceea, există o clipă când începe păcatul făcut cu voia. Există o clipă când începe trăirea în păcat, nu alunecarea în păcat. Alunecarea în păcat, dacă îmi permiteți să spun expresia aceasta, este simplă pe lângă trăirea în păcat. Tot la fel de adevărat este că orice alunecare în păcat se poate termina sau poate continua într-o trăire în păcat. Și orice trăire în păcat a început cu o alunecare în păcat. Concluzii. Primul lucru interesant este faptul că dintre cei 12 ucenici, numai unul și-a permis să trădeze. Asta înseamnă că în orice grup e un potențial trădător. Al doilea lucru surprinzător este faptul că atunci când un credincios cade și trăiește în păcat, diavolul intră în inima lui. 3. În urma acestei predici, eu știu că fiecare dintre noi are în minte următoarea întrebare. Dumnezeu mă iartă dacă am făcut un păcat cu voia? Eu cred că întrebarea asta este întrebarea cu numărul 2, nu întrebarea cu numărul 1. Întrebarea cu numărul 1 este alta. Te poți pocăi de păcatul cu voia pe care l-ai făcut? Te poți pocăi de el? Sunt oameni care întreabă, dacă cineva a comis adulter, mai poate fi iertat? Asta nu e prima întrebare, e a doua. Prima întrebare e următoarea. Ăla care a făcut așa, se poate pocăi ca restul vieții să se țină departe de treaba asta? Cea mai mare problemă când faci un păcat cu voia este că demonstrează ce fel de om ești. Și demonstrează faptul că o perioadă lungă de timp n-ai vrut să te pocăiești. De ce să creadă Dumnezeu că te vei pocăi în viitor? Ce șanse ai să te lași de păcat după ce un an de zile ai trăit în păcatul acesta și ai dovedit că nu poți să te lași? Frați și surori, în încheiere, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră această concluzie. Dumnezeu nu e neputincios să ne ierte dacă noi avem puterea să ne pocăim. Orice credincios uneori alunecă deodată într-o greșeală. Îi scapă o vorbă, îi scapă un sentiment, îi scapă o privire, odată la an sau odată în viață. Îi scapă. Asta este deodată, din neatenție, din neveghere. Dar ce credincios să fie Iuda când 3 ani jumate umblă cu învățătorul și îi vede jertfa fără limite și totuși îl vindeca pe un rob fără nicio mustrare de conștiință? Pentru o mână de bani. Astăzi când stăm la masă cu Domnul, unul dintre lucrurile asupra căruia toți cugetăm este: Doamne, mă pot împărtăși sau nu? Suntem doar oameni. Avem familii și datorii. Diavolul ne ispitește. Trăim în trupul acesta care este făcut dintr-o carne numită fire pământească. Și ne este așa de greu să trăim la nivelul purității lui Dumnezeu. Și totuși, într-o zi ca aceasta, Dumnezeu ne pune în față un gard mai înalt, folosind imaginea celor care sar în sportul acela peste garduri. Și noi trebuie să înțelegem că nu ne putem permite să trăim în păcat și să rămânem copiii lui Dumnezeu. Nu ne putem permite să repetăm păcatul fără nicio mustrare de conștiință și scuzele pe care ni le-am cerut aseară spunând: Doamne, iartă-mă, le-am uitat, și a doua dimineață am luat-o de la capăt. Asta este păcatul dependenței, asta este obsesia, asta e păcatul de care nu te poți lăsa. De aceea Dumnezeu nu poate ierta un păcat de care un om nu se poate lăsa. Asta este păcatul pe care Dumnezeu nu-l iartă niciodată, pentru că Dumnezeu nu iartă un păcat pe care omul nu-l mărturisește și nu-l părăsește.
Aici este masa Domnului. Duhul Sfânt a umblat cu noi în săptămâna asta, în luna asta, în anul 2013, care e aproape de încheiere. Asta e ultima cină din acest an. Stăm în fața Domnului și am sperat că anul ăsta îl vom trăi în mare puritate. Că vom învăța din anii pe care i-am trăit până acum și că anul ăsta va fi excelent. Și probabil a fost pentru mulți dintre noi. Dar există posibilitatea să fi fost un faliment pentru cineva. Și în această dimineață să se facă mic, mic pe bancă, pentru că își cunoaște viața, o viață trăită în păcat, intenționat, cu voia. Și astăzi masa Domnului, pentru el, este o mare problemă. Dumnezeu poate să ierte orice păcat de care un om se poate mărturisi și pe care îl poate părăsi. Nicăieri în Scriptură nu este făcută o paranteză la dacă voi vă mărturisiți păcatele, eu sunt credincios și drept ca să vă iert de orice păcat. Dacă voi vă mărturisiți, iar în psalmi, în proverbe, dacă părăsiți. Stau cu dumneavoastră pentru că sunteți frații mei, noi toți suntem făcuți din carne, suntem din același aluat, din aceeași frământătură și Dumnezeu ne vorbește fiecăruia dintre noi spunându-ne, dacă tu ești robul meu, tu nu poți trăi cum vrei, pentru că eu sunt stăpânul tău. Dacă tu ești copil din împărăția mea, ești un cetățean al cerului, tu nu poți să faci legile tale proprii, tu trebuie să respecti regulile împărăției lui Dumnezeu. Tu trebuie să trăiești în puritate. Iar atunci când nu reușești, trebuie să mărturisești ieșirea în decor, adică slăbiciunea, alunecarea și să o părăsești. Asta este viața cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu. Trăiești cu El de mână, iar atunci când îi dai drumul din neatenție, te întorci cu pocăință, cu părere de rău, cu post, cu rugăciune și înveți din greșeala aceasta. Aș vrea să stăm într-un moment de rugăciune înaintea Domnului, să ne cercetăm și să știm că Domnul ne iubește. Dacă Iuda s-ar fi întors la Domnul Iisus și i-ar fi cerut iertare, Biblia nu spune, spun doar eu, Domnul ar fi iertat. Dacă Hitler s-ar fi pocăit, Biblia nu spune, spun doar eu, Domnul Iisus l-ar fi iertat. Orice ființă umană, dacă se pocăiește, orice ar fi făcut în trecut, Domnul îl iartă. Trebuie doar dorința de pocăință fără limite și fără rușine. Ăsta sunt. Aș vrea să stăm înaintea Domnului, aplecați pe genunchi și să ne rugăm.